Bună dimineața, Iuliana! Bună dimineața, Marius. Te mai cheamă și Cristina. Da. Avem un subiect așa la zi, cum se spune, și începem cu o întrebare. Zice, când ne amintim cu drag de lucruri cum ar fi atmosfera de sărbători din copilărie, cum făcea mama sau bunica cu mult drag cozonacii de Crăciun, această bucurie rezultă din acest fel de amintiri frumoase din copilărie. Este pentru ego sau pentru suflet? Ne hrănește ego-ul sau sufletul? Ego-ul se bucură în forma asta. Sufletul doar dăruiește și el derivă bucuria din sacrificiul de sine pentru celălalt, ceea ce ego-ul nu poate să accepte. Ego-ul caută ce este strălucitor, ce este sărbătoare. Pentru ego este o sărbătoare. Pentru suflet, fiecare zi în care el se sacrifică pentru celălalt este adevărata sărbătoare. Trebuie să te uiți ce face Dumnezeu. Dacă el te ține în viață, se sacrifică, indiferent cum ești tu, da? El nu petrece. El nu petrece, el nu are sărbători, nu are nimic. La fel, toate elementele naturii, toate celulele din noi și toate organele noastre, tot ceea ce există, nu sărbătorește nimic. Pentru că e o sărbătoare a egoului, e o sărbătoare a diavolului. Întotdeauna sărbătorile acestea sunt diavoliști. Bine că ei criticau pe păgâni și au venit cu sărbătorile acestea creștine suprapuse peste sărbătorile păgâne. Da? Spre exemplu, pe 25 decembrie am impresia că se sărbătorea Sfântul Mercurius, Sfântul, zeul Mercurius, și se făceau sarmale, se făcea, se dădea banchet. Povestește foarte bine Sadoveanu în cartea de nuvele în Valea Frumoasei, Valea Frumoasei, și are o nuvelă acolo, este superbă toată cartea. Se numește La Rădășeni. Și la Rădășeni aceea, rădășenii ăștia nu vor să se cupleze cu, când se căsătoresc, nu se căsătoresc cu alții din alte părți, decât cu cei din Rădășeni, de acolo. De ce? Pentru că au observat că le scade vitalitatea, le scade hotărârea. Ei sunt foarte harnici, pe când ceilalți sunt foarte leneși și nu vor să se amestece cu ei. Dar e sărbătoarea aceasta, e ce fac? Fac multe sarmale, prăjituri și mai departe și cheamă toate satele din jur, că ei sunt harnici, să îi servească. Dar este o sărbătoare păgână. Peste sărbătoarea aceasta a venit Crăciunul. Dar ei nu sărbătoresc în sine Crăciunul. Așa au făcut ăștia. Dar în sine sărbătoarea respectivă și cea păgână și cea de aici era o sărbătoare a bucuriei egotice. Ego. Toate sărbătorile sunt egotice, absolut toate. Nu există sărbătoare a sufletului. Sufletul nu face sărbătoare. Pentru el, sărbătoare e jertfă, adică e o pierdere pentru ego. Pentru ego, ce face sufletul? Că el se jertfește, în loc să sărbătorească, să bea vin, să se distreze, el se duce să sacrifice sau te țină în viață. Sau... Deci, noi datorăm viața unui sacrificiu, nu unei sărbători. Deci, aerul, soarele, celulele noastre și organele noastre, inima noastră, totul se sacrifică. Noi sărbătorim în timp ce inima noastră muncește. În timp ce fiecare din celulă, acolo robotesc, ai văzut ce milioane de operații fac ele acolo, ce harnice sunt, ce conștiincioase sunt. Și fac asta pentru un întreg pe care nu-l văd. Este ca și când noi nu-l vedem pe Dumnezeu, știi? Dar divinul este chiar în spiritul ăsta de sacrificiu. Deci noi, prin sărbătorire, prin atașamentul acesta față de strălucirile și fericirile acestei lumi, noi îi pierdem pe Dumnezeu. Și totul vine de la Salvator. Au pus înlocuitorii acesta
Înlocuitor este exact ca la matematică. Dacă A egal cu B și B egal cu C, atunci A egal cu C. De observatorul, în el sunt puse toate virtuțile, alea 64 de virtuți. Sunt puse în el. În momentul în care le-a pus în el, din virtutea faptului că el e pus mai sus, acele virtuți puse în el au devenit absolute. Când au devenit absolute, noi le absolutizăm și absolutizarea înseamnă diabolizare. Da. Deci din cauza asta, Dumnezeu repetă, nu există un alt Dumnezeu, că asta înseamnă idolatrie, te duci și pui un înlocuitor al meu mai sus decât toate și te diabolizezi. Din cauza asta el distruge și vine împotriva voastră după aceea și vă distrug ăștia, idolii. Dar idol nu este numai cel care iese din lucrarea mâinilor tale. Idolii sunt transferați în general, acolo este zona cea mai puternică, sunt sub formă de principii, idealuri, reguli, virtuți și bine, ai propriu pus mai pe sus decât toate. În momentul în care noi am pus ceva mai pe sus decât toate, am tăiat legătura cu Dumnezeu. Simplu fapt că zicem că ceva e mai bun decât altceva, aia înseamnă vrăjitoria care a fost făcută în Vechiul și Noul Testament. Că știm foarte bine lucrurile astea ei. Când eu le știu tot de la ei. Că altfel de unde să le știu? Da. Da? Și asta este. Deci, așa au făcut, asta este tehnica să se știe, dacă nu se știe, o pățim. Că noi intrăm în conflict cu Dumnezeu. Credem că e o glumă. Îi tai legătura cu el și te distrezi. Nu e adevărat. Că vine împotriva ta. Cu cât te îndepărtezi mai mult de el, cu atât trebuie să fie adus mai cu forța înapoi. Și cum ești adus? Prin neplăceri, necazuri, dureri, suferințe, pierderi de toate felurile. Deci noi, atâta timp cât omul este o șmecherie, atâta timp cât omul luptă pentru ca să atingă niște idealuri, în clipa respectivă el este diferit. Când este divizat, se vede diferit de cel din fața lui, a și început să împartă. Apare eu-ul, apare ego-ul, se ocupă numai de eu-ul său și pe celălalt îl vede dușman. Cu cât luptă pentru binele său mai mult, cu atât celălalt e mai dușman. Și îl obligă să vină împotriva lui să-i distrugă eu-ul, să-i ia din posesiile cu care el se identifică. Dar mecanismul acesta le dă autoritate stăpânilor. Cel care te-a împărțit capătă autoritate. Deci reprezentantul salvatorului pe pământ și toți stăpânii lumii sunt salvatori. Toți sunt salvatori. Și psihologul, și doctorul, și avocatul, și primarul, și așa mai departe. Toată lumea sunt salvatori. Și se bazează pe ideea că tu nu ești cum trebuie. Deci ți-a luat înțelegerea faptului că tu ești una cu Dumnezeu. Ai văzut în Vechiul Testament? Dumnezeu repetă, eu sunt în toate pozițiile și n-ai cum să mă judeci pe mine. Nu îți rămâne decât să mă lauzi. Deci, prin cuvintele prorocilor, a spus niște adevăruri care nu cred că există undeva pe pământ. Nu există. Și de aia o să facem tot posibilul să le scoatem în evidență, că poate să înțelegi, să înțelegi. Sau se vor speria. Da. Deci nu se poate ieși din matrixul acesta decât dacă îl vezi pe Dumnezeu peste tot. Da, este imposibil. Iar ca să-l vezi peste tot, trebuie să fii jertfitor întâi, să te jertfești, să te necași cu energie, că altfel nu se ridică volul. Și vezi, apare un fel de imposibilitate, un cerc închis în care nu ai cum să ieși de el. Dar noi când vorbim de sărbători, noi putem să ne referim la orice sărbătoare, nu neapărat religioasă, chiar și la o onomastică, unde Și se face onomastica, nu se poate banchet, face da. onomastica, că pe cine sărbătorești acolo, da? Da. Nu ai... Ți-am trimis de pe TikTok, nu știu dacă ai văzut, Da, am că văzut. spune, zice, da, nu vă gândiți oare ce sărbătoriți acolo, că se stinge lumina, s-aprind lumânări, stați în cerc, cântați Da, sunt incantații. luate Da. din tradițiile astea satanice. Da. Așa că să avem grijă dacă când ne vine cheful de Noi nu sărbătorire. gândim, nu avem o gândire din asta pe ansamblu. Noi nu știm semnificațiile lucrurilor și lucrează numai pe ansamblu. Asta e puterea lor, zona de ansamblu. Pe exemplu, când faci tort acolo, ce înseamnă? Eu. Eu Da. pe nu păi nu înseamnă în diabolizare. Da. Mă ridic, îmi dau importanță. Uite Da, ce. da, da, da. Da. Și înseamnă eu. Și atunci el, încetul cu încetul, va urmări în viața lui mereu avantajul propriu. Și gata, l-ai dărâmat. Da.
Pentru că Dumnezeu nu va fi cu el și va trebui să sufere și îi facem o viață nefericită copilului. Dacă se poate, dar nu cred că se poate, că tradițiile astea sunt așa de băgate. Eu, spre exemplu, n-am fost niciodată sărbătorit. În viața mea n-am fost făcut, nu s-a făcut niciun fel de sărbătoare de ziua mea. Nici n-am știut când e ziua mea. Eu n-am știut când e ziua mea și nu știam cât ce vârstă am. Târziu de tot am socotit ce vârstă am. Nu am vrut să știu. Eram indiferent. Deci pentru mine ziua respectivă era oricare zi. Și la fel cu sărbătorile. Nu am sărbătorit în viața mea. Da. Dar nici în familie nu se obișnuia, în familia ta? Nu, că nu erau religioși. A, nu erau religioși. Da, dar vezi că pe vremea dinainte se sărbătorea Crăciunul chiar dacă nu, de dragul a sărbătoririi, de dragul. Da. Nu erau religios, nu am mers la biserică deloc. Abar n-aveam. Eu nu știam cum îl cheamă pe Dumnezeu. Eu știam de numele de dincolo și am fost nevoit să-i dau un nume și am zis tu ființă. Dar nu știam că îl cheamă Dumnezeu. Tu ființă? Auzi? Ce idee. Un copil. Da, dar vezi că a avut pur și simplu l-ai numit ființă, l-ai simțit că e ființă. Nu simți că l-am văzut. L-ai văzut, da, exact, da. Deci experiențele au o diferență mare. Nu sunt viziuni, nu sunt vise, sunt experiențe reale, pur și simplu, cu ochii deschiși. Da. Intrat în fenomenele respective și trăite. Fenomene real. Că și-a dat masca jos în fața mea, l-am văzut. Soarele de iubire, hai să zic, atunci a fost când eram mic. Nu știam despre ce e vorba. Dar nu aveam explicații, dar lucrurile le-am văzut. Dar mai Da. târziu, ce e cu soarele ăla de iubire din pieptul oamenilor? Nu? L-am văzut. L-am văzut și la doi tineri când erau îndrăgostiți, cum era. Deci totul a fost vizibil, totul e pe față. Nu e. Am intrat în spațiu paralel, păi a fost real spațiul ăla. Eu nu mai știam cum să ies de acolo. Și e groaznic. Deci te apucă o stare de panică incredibilă. Pentru că nu știi dacă ai murit. Nu, omul nu știe când moare, să știi. Pentru că el vede, aude oamenii și vede. Exact Da. ca și când ar fi în viață. Iar când am fost la München acum câțiva ani, 3-4 ani, tot așa. N-am știut, am crezut că a murit și primul lucru pe care l-am făcut, am pus mâna pe treaptă să văd dacă e rece. Și m-am bucurat că e rece. Da? Că altfel acolo nu știu dacă poți să atingi, nu poți să atingi, dar asta a fost o validare pentru mine. Dar când am coborât scările și am văzut că sunt la etajul 5 și blocul avea 3 etaje, iar am intrat în panică. Pentru că, deci e vorba de realitate, realitatea, deci cum să faci tu un bloc cu 5 etaje când e cu 3? Deci Da. realitatea este ilogică. Deci trebuie să înțelegi că în momentul în care te desprinzi de materie, toate legile astea fizice se fac pulbere. Se schimbă total orice. Deci e lumea de basm, efectiv. De aia sunt sigur că cei care au scris basmele au intrat în lumile respective. Le-au trăit. Pe universul lor specific, pe gândurile care le aveau, pe o preocupările pe care le aveau, așa li s-a prezentat spațiul ăsta paralel. În lumea noastră modernă mi s-a prezentat ca un alt oraș, un oraș la anilor, să zic, 60, da? Și asta s-a întâmplat. Deci, specific universul în care trăiești. Probabil că universul de la țară era cu acele reprezentări, cu acele gânduri, acele idealuri care au căpătat realitate în spațiul acela paralel, pentru el. Deci, el n-a făcut decât să descrie niște lucruri în care a trecut. Sau a fost martor la ele. Creatorul popular. Nu e cum credem noi. Credem că a fabulat. Nu, a fabulat deloc. A Păi fost cum acolo. este și înțelegerea celui care a scris Miorița, de exemplu. Da. Da, care este. Dar Sau. nu știu dacă am mai întâlnit așa ceva la. Ai mai întâlnit la alt Nu, este popor cea mai ceva înaltă asemănător? formă de desprindere. Da. Starea asta e indiferență, dar să știi că românii au această stare, că toată lumea critică că nu reacționează. Asta este arma lor cel mai puternică. Ne reacționând, lasă pe Dumnezeu și când înaintează el, rezolvă el. Nu știi Da. cum, dar rezolvă. Deci nu trebuie să te preocupi. Păi e mai înalt decât indienii care zic, află cine ești tu, stai fără gânduri, sinele divin.
E mult mai înalt, e practic și real. Da. Da. De aici, într-adevăr, au pornit multe civilizații din zona asta. Pentru că am povestit și în emisiune, am fost surprins de faptul că când s-a făcut schimbarea de la religia dacilor la religia creștină, ăștia, bătrânii ăștia, aveau un zâmbet, așa, și în interior o stare de fericire, ca și când ar fi scăpat. Luați voi aurul ăsta, să vă duceți cu el. Da? Pe noi nu. Deci doar 14% din teritoriu a fost ocupat, 14%. Și teritoriul era mare, mare. Cuprindea Ucraina de astăzi, se ducea până Elveția. Da? Tot Balcaniu. Balcanii Da, erau da. în teritoriul lor. E foarte, foarte mare era teritoriul dacilor. Sau geților. Știm Geților, da. foarte puține, dar civilizațiile acelea erau foarte avansate. Erau civilizații spirituale, nu erau materiale. Ei nu construiseră clădiri, chestii, nu știu ce, tehnici, tehnologie, dar dezvoltase calitățile interioare extraordinar de mult. Dar și tehnologia lor ne uimește. O tehnologie la care noi nu putem să... A arătat un camion care venise cu un macara să ia un bloc de piatră imens. L-a pus acolo și s-a frânt bena. Sau a vrut să-l pună așa, l-a luat de jos, macaraua, să-l pună în... Și s-a dezechilibrat și a căzut cu mașină cu tot. Deci nu. Și întrebarea e cum au putut să ia să miște dacă noi nu putem să facem nimic. Cu mintea. Da, cine știe. Da, și se pare că așa ar fi fost construite și piramidele, acele cuburi imense care au fost puse acolo cu atâta precizie, tot cu mintea. Întrebarea e de ce? I-a zis faraonul arhitectului, vreau cât mai multă masă. Masă. Ce funcție are masa? Da, Că da. piramidele sunt pline. Cât mai multă masă. Deci golurile să fie cât mai mici, cât mai puține. Cât mai multă masă. Ea seamănă cu o rachetă, deci parcă o rachetă. Valentina de la Iași, Da, gârlea. ea spune acolo ceva de piramidele care sunt în Egipt, unele în Mexic, unele la noi în România, în Bucegi, care încă nu se știe de ele și nu mai știu unde, formează ca un fel de cruce și ar părea că s-ar putea să fie activate cumva, deci au un rol. Când va veni timpul, vor fi activate. Nu știu în ce sens sau... Să știi că nu contează asta. Limba, cum e construită limba? Limba Limba. este cea care deține acolo niște secrete și e o forță acolo la care nu te poți opune, te obligă să faci ce... Sunt programe. Da. E un usitar al poporului român, Alexandru Grigore Albu Gral, a scris o carte, prima carte care a scris-o mea, Efragon Cogaion Diatra. El era orb, profesor universitar aici la Universitate în București, orb. Și a făcut prima traducere a codului cifră, literă. În vechime, antichitate, erau corespondența între cifră și litere la limbile antice. Da. Și cifrele sunt, de fapt, dimensiunile menhirelor din sanctuarul Sarmizegetuza Regia. Nu, Sarmizegetuza. Da. Dimensiunile lor sunt, de fapt, niște cifre. Cifrele au o corespondență în litere și așa a putut să citească un ursitar al poporului român, am impresia, până în 2025. Și continuarea se găsește în Bucegi. Mai este un sanctuar de genul acesta, nedecopertat, se cunoaște, Da. și acolo merge în continuare. Deci e un program, e o programare neolingvistică. Așa cum au făcut evreii, ne-au programat. Evreii, un popor mic, au fost nevoiți să facă chestia asta pentru că ei mereu erau bătuți de alții, cotropiți de alții, armat cu armate, nu puteau să se confrunte cu ei, să facă față forții imense a acestor vrășmașelor. Și singura soluție a fost să creeze scriptura care e un program și a inactivat. Da, Deci le-a da. dat scriptura și cu ajutorul scripturii ei sunt inactivați. Nu mai încearcă să evolueze, nu mai reacționează. I-a luat reacția. Da. Și e foarte Sunt bine în că. așteptare. Da.
I-a luat reacția. Supunerea, i-a creat salvator și gata, i-a supus. Sigur. Nu mai Noi era nu ceva. mai, noi nu mai avem nimic de făcut. Așteptăm acum. Da. Aștept ca să vină să ne salveze cineva. Deci nu mai faci tu, te aștept să ți se dea. Și Da, atunci da. toți ceilalți reprezentanții Salvatorului capătă autoritatea asupra ta și putere și noi doar ne preocupăm de ego-ul nostru și vin ei cu taxele și după aceea să fim divizați, ne duc la război tot pentru ei, să îi îmbogățim pe ei. Da. Deci suntem efectiv dezumanizați. Din cauza asta ei ne desconsideră că nu înțelegem ce ne-au făcut ei. Nu înțelegem. Și mai mult, apărăm această manipulare. Îți dai seama, trebuie să fii prost, rău de tot ca să poți să o aperi. Da, poate e mult spus prost, dar dacă te-ai născut, știi cum e vorba aia. Dacă mă nasc în spitalul de nebun, cred că aia e normalitatea. Dacă ne naștem în colivie, credem că Păi deci da. chiar dacă deschizi ușa, vine înapoi. Da. Intră în colivie. Sigur. Deci revenim la aceste sărbători. Toate sărbătorile de toate felurile sunt de fapt o victorie a diavolului, pentru că e ceva mai sus decât altceva. Și nu se poate, totul trebuie să fie egal. În momentul în care, în clipul sărbătoririi respective, corpul, celulele, inima, universul, aerul, soarele, nimeni nu face asta, nu sărbătorește. Dumnezeu nu sărbătorește. Deci doar se supune, doar e rob. Deci noi nu ne putem apropia de Dumnezeu prin sărbătoare. Din contră, ne putem îndepărta de El și să devenim o ființă întunecată. Pentru că noi, cine a rămas din, deci, sărbătorile de Iarnă? Nu asta ne-a rămas, știi? Da. Benchetuiala. Deci noi ne bucurăm. Dar cine se bucură? Ego, cu sufletul, transformă fiecare zi într-o jertfă. De sufletul nu are treabă cu... Deci nu Exact. are nevoie de o bucurie, pentru că cea mai mare bucurie a lui este faptul că iubește, că dăruiește. El cu cât dăruiește mai mult, cu cât se sacrifică mai mult, cu atât iubirea lui crește și energia crește. Noi la sărbătoria asta exterioară, de fapt, pierdem viață. Deci ele sunt gândite, dacă observi, nu știu cine zicea, că sunt 150 de sărbători anual sau poate mai mult, poate greșesc. Dar sunt Da. foarte multe sărbători religioase sau de toate felurile a român și cu fiecare sărbătoare s-a adus energie. Dacă, spre exemplu, zice, gata, sărbătorim pe Sfântul nu știu care, stați acasă, prin decret prezidențial, tu de fapt stai acasă, dar ai pierdut din viață, ți-a luat din viață. Da, Deci este da. un mecanism prin care îți ia repetat, în mod repetat, îți ia din energie. Și omul care este așa construit din tradiții și așa îi vede pe toți din jurul lui că sărbătoresc, bea, alții distrează, fac un sunat și iconulețe, ei cred că așa cum ai zis tu, așa au trăit și asta este tradiția, asta este Da. obiceiul, dar nu este. Nu își pun întrebări și nu știu nimica despre că ei nici religia nu o privesc. Ei privesc religia doar la nivel ritual și acolo s-a oprit. Atât. Da, Nu da. merg să înțeleagă de ce sunt lucrurile astea așa, ce s-a întâmplat acolo, ce semnificații au. Ei nu trăiesc religios. Ei trăiesc, își privesc relația între om și Dumnezeu ca o distracție, ca o ocazie de a se distra mai mult, de a le fi mai bine și folosesc biserica ca să ceară ajutor pentru ego. Adică îi cere pentru diavol. Și te rog Da. frumos, ai grijă de diavolul acesta. Dă-i sănătate, plimbă-l peste tot, dă-i mai mulți bani, știi, fă-i o casă frumoasă, căsătorește-l. Deci toate cerințele noastre sunt pentru diavol. Nimic nu e pentru suflet, că sufletul nu are nevoie de nimic din toate astea. Că el nu știe decât să se dăruiască și nu-și caută binele. Dacă ar face chestia asta, el ar pierde energia subtilă. Deci Dumnezeu nu-și poate permite să caute fericirea acestei lumi, ci El întotdeauna doar se sacrifică, dăruiește ca să poată să o țină în viață. El nu face pauze, nu se oprește, El nu sărbătorește nimic. Deci soluția pentru noi ar fi să facem ce face El. Dacă El nu sărbătorește, noi de ce să sărbătorim? Da. Ce să pierdem energie? Că El nu pierde energie. El când se sacrifică, energia Lui crește continuu. Din cauza asta, universul ăsta există, că dacă el ar sărbători, s-ar opri, atunci începe colapsul. Și el însuși se atacă pe el însuși și își pierde autoritatea și puterea și cădem în...
cădem în neant cu toții. Nu. Deci el nu face decât sacrificiu. Deci noi, ca să ne unim cu Dumnezeu, trebuie să facem ceea ce face el. Și ritualul religios, rugăciunea, meditațiile de la New Age și exercițiile de respirație nu se referă la sacrificiu. Și dacă nu se Da. referă la sacrificiu și la supunere, nu se referă la Dumnezeu. Deci nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Din contră, este o ofensă. Ofensă la adresa lui Dumnezeu, este o înjurătură la adresa lui Dumnezeu, este o desfidere, o desconsiderare a lui. Adică el vine și se sacrifică pentru tine și tu te distrezi sau faci exerciții care nu mișcă deloc din supunerea, nu te face mai supus, nu te face să fii robul tuturor, să-i dai celălalt întâietate, să faci voia lui. Nu te învață lucrul ăsta. Deci rugăciunea nu are nicio legătură cu, de fapt, unirea cu Dumnezeu. Și din cauza asta înseamnă îndepărtare continuă. Că dacă nu faci supunere, te îndepărtezi continuu de el. Deci este o metodă de îndepărtare de el și de diabolizare. Lucrul ăsta se știu foarte bine, de mii de ani. Sunt mii și mii de cărți care explică cum a fost creat comunismul. Uite, noi avem aici și am discutat aici, discut cu Simona, se numește cartea Epoca Întunecării, cum a fost distrus, cum a distrus creștinismul, lumea clasică a lui Catherine Nixey, da, cartea anului 2018 a apărut în editura Humanitas, deci a apărut și la noi. Și câte nu sunt. În lumea occidentală sunt mii de cărți care explică lucrul acesta în toate formele, documentat istoric. Că n-au găsit nicio mărturie la 210 cronicarea epocii. Păi cronicarul ce face? Cronicarul spune ce s-a întâmplat important în epoca respectivă. Și ni se prezintă lucrurile că mare ce chestie fantastică s-a întâmplat cu Isus și nimeni n-a scris nimic despre el. Este posibil? A scris despre alții. Au scris despre alții în același timp. Și se pun niște întrebări. Apoi, din ce cauză există salvatori la 14 religii din timpul lui Isus? Că toți aveau aceeași, care s-au născut tot așa dintr-o fecioară, au fost trei magi la ei, toată lumea, totul a copiat. Da, Da? nici măcar n-a avut Să creativitate. schimbe altceva, nu. Da. Nu e copiat. Persoanele, personajele acolo, nu știm dacă a existat vreodată, că nu există niciun fel de mărturie istorică sau arheologică. Deci totul e o făcătură. Plus manipulările care sunt cu așa da, așa nu, adică să pui ceva mai presus decât celălalt. Deci asta înseamnă diabolizare. Noi nu știm ce înseamnă diabolizare. De aia trebuie foarte bine să înțelegem care este definiția diabolică. Sunt foarte multe aspecte ale diavolului și ale sufletului sau ale Dumnezeu. Iată, trebuie să mergem până la lucrurile cele mai intime, că pe domenii. Deci există un Dumnezeu când ești în fața farfuriei de mâncare. Există un Dumnezeu când ai plecat de acasă. Există un Dumnezeu când te speli. Deci tot timpul ai de ales între diavol sau divin. Divin. Diavolul în linii mari, diavolul este plăcutul. Ce e plăcut, strălucitor, ușor. Iar Da. Dumnezeu e ceea ce e greu, neplăcut și dureros. Exact cum spuneam că dopamină, ne ziceam noi diavolii. Deci diavolul dă dopamină, dar Dumnezeu nu dă dopamină. Deci noi nu-L alegem pe Dumnezeu pentru că efectiv nu primim nimic ca și corp. Da, este vorba doar de credința că suntem corpul. În toate problemele noastre din viață se rezolvă doar din dezidentificare. Când înțelege că nu suntem corpul acesta, nu ne rămâne decât să admirăm tot jocul acesta al vieții, cu bine, cu rău, așa cum este. Toată nebunia pornește din faptul că noi așteptăm ca să credem că Dumnezeu e numai bine. Că asta ne-a învățat Biblia. Deci Noul Testament ne-a învățat că și în Vechiul Testament cu Iisus, fiul lui Sirac, proverbele lui Solomon și înțelepciunea, ne-a arătat că așa da, așa nu, adică a împărțit totul. Și pe de altă parte a zis înțelepciune. Ce vrei, îl întreabă Dumnezeu, și ce vreau înțelepciune? Pe cum să cer înțelepciune? Că înseamnă așa da, așa nu. Înseamnă diabolizare. Înțelepciune e diabolizare. Adică degeaba omul are inteligent, are cunoștințe, este erudit, da, și vorbește frumos și le învârte, nu înțelegi nimic și nu-ți folosește la nimica tot ce face el. Pe de altă parte, nu e vorba despre iubire, că omul acela nu poate să iubească. Deci tot ceea ce se face, toate mecanismele care au fost de mii de ani, și învățătura, și școlii, și toată lumea, și societatea, și filmele, sunt construite pentru diabolizare. Trebuie să înțelegem că noi suntem continuu diabolizați și nu funcționăm ca ființe umane. Ca să funcționezi ca ființă umană, trebuie să pui binele celălalt pe primul plan și se vede că nu facem asta.
Da? Și întotdeauna luptăm ca să câștigăm, să aducem cât mai mult bine pentru noi și să avem o siguranță în viitor. Căutăm să facem un depozit, o siguranță Da. în viitor, o stabilitate să avem. Și asta înseamnă necredință. Pentru că n-ai curajul să te lași în mâna lui Dumnezeu. Soluția care ar fi? Să nu-ți faci rezervă. Și când nu-ți faci rezervă, te-ai băgat în mâna lui Dumnezeu și atunci vine adevărata fericire care nu depinde de nimic, care este prezența Lui din afară. Și îți dai seama că ești una cu El. Noi zicem că nu simțim că suntem în divin. Dar divinul este plus și minus. Adică este și răul care ți se întâmplă, și nefericirea, și trădarea, și minciuna, și durerea, suferința, și pierderea. Este chiar El. Nu putem să zicem că este numai bine. Că nu se poate, că este corpul lui este format din plus și minus. Asta este viața. Deci El este cel ce este. Nu spune că eu sunt cel ce sunt bun. Nu Da, spune niciunde în Biblie chestia. exact. Eu sunt cel ce este. Deci cel ce este înseamnă plus și minus la loc. Și mai și repetă în cartea lui Iov că dacă acceptați binele, de ce nu acceptați și răul pe care tot eu vi-l dau? Deci aici toate problemele noastre că căutăm un bine. Scuze-mă. Dar vezi cât de puternică a fost această programare, că se știe deja, sunt statistici, că în timpul acestor sărbători, cei care sunt singuri au foarte mari depresii și pentru că nu atentează la... Știi de ce? Pentru Da. că ei pun o etichetă negativă. Deci, noi trebuie să Da. ne eliberăm de etichetele negative și de Da, definițiile sigur. negative. Nu. E invers. Singurătatea este o metodă divină de distrugere a diavolului. Ar trebui să fii fericit că sufletul se eliberează. Da. Singurătatea, neplăcerile, necazurile, durerile, suferințele, pierderile sunt ajutoare de sus, sunt chiar vindecarea. Ne ducem, ne duce cu diavolul la psiholog să îi scoată supărarea diavolului că nu are ceea ce vrea el. Da. Să găsim dreptatea diavolului. Să căutăm binele diavolului. Deci noi Da. întotdeauna mergem cu diavolul și la preot ne ducem tot cu diavolul. Că nu ai avea nevoie. Atât trebuie să înțelegi că neplăcerea care ți-a venit este de fapt ca să distrugă diavolul și să salveze, să încarce cu energie sufletul. Deci ai nevoie. Ne avem Da. nevoie de neplăceri, de necaz și de pierde ca de aer. Ele trebuie să fie întotdeauna dominante. Deci în viața de zi cu zi neplăcerea să fie mai mare. Și dacă fugim de ea, va veni cu forță împotriva noastră. Deci îi dăm forță să vină, să ne lovească și ne va supune, ne va îngenunchea. Dar dacă tu benevol te duci și te restrângi singur, nu e nevoie. Deci toate lucrurile, pe exemplu, dacă te speli cu apă rece, sau mănânci puțin, sau mergi pe jos, deja tu câștigi o energie fantastică și ziua de mâine va fi frumoasă. Deci noi nu putem să facem o zi frumoasă pentru că nu avem energie ca să o facem. Energia asta subtilă se obține numai prin sacrificiu de sine. Că Dumnezeu de aia, El se sacrifică, El, dacă nu s-a sacrificat, nu ar avea energie. Și n-ar avea iubire, n-ar putea să țină tot universul. Deci el are o capacitate infinită, infinită de jertfă de sine. El nici nu trece prin cap să se oprească vreodată, nu se va opri niciodată. Marius, dar știi că sunt oameni care ar putea să spună că, uite, încă mai sunt oameni care nu au acces decât la apă rece, care merg numai pe jos pentru că sunt săraci și totuși nu sunt fericiți. Nu știu dacă sunt nefericiți, pentru că deja a te spăla cu apă rece, a merge pe jos, înseamnă o înțelegere care o primești, se ridică volum și privești lucrurile și viața altfel. Nu știu, asta poate din unghiul nostru de vedere, că suntem aici și privim la oraș, dar ei acolo zic așa, eu de ce să pun chiuvetă, să pun robinet de apă în curte și eu ce fac cu timpul acela? Deci el se duce la o fântână care are o distanță de 500 de metri de casa lui. Cum era la tatăl meu la țară. La tatăl meu la țară, tot satul se ducea la o fântână care era undeva într-o vale. La distanță Da, foarte dar mare. acum bănuiesc că pentru că au acces și la televizor și îl văd toate minunile lumii și le doresc. Deci, când se ducea și lua apă de acolo, era o veselie acolo incredibilă, parcă era horă. Deci toată lumea era veselă. Deci efortul ăla pe care îl faci, sacrificiul ăla, da, îi vedeai cu gălețile, la distanță de 500 de metri, jumătate de Cu kilometri. pobilița, cu... Sau cu... așa. Și mergeai cu apă acolo, că nu aveai de unde să iei apă. Da, se stau frumos acolo la coadă și era o veselie. Era o sărbătoare pentru ei.
copiii se duceau acolo la apă, că se puteau întâlni cu alți copii. Ce să faci cu Da. timpul respectiv? Deci dispare ce? Dispare prietenia aceea, toată bine, cum să zic eu, bine întâlnirea, bună întâlnirea între ei și zâmbete și fericirea aceea lor, chiotele copilor, dispar toate acestea. Deci noi avem, deci tot ce este modern și plăcut, de fapt ți-a luat din comuniunea cu viața, cu natura. Deci ce mai câștigați sunt cei de la țară, nu sunt cei care nu au. Cei care nu au. Aceia sunt cei mai câștigați. Dar eu mă gândesc că sunt fericiți doar dacă ei nu se uită peste gard la altul și nu își doresc, pentru că altfel în puținul lor pot fi nefericiți Da, comparându-se cu este alții. adevărat, pentru că mulți lucrează la oraș și au văzut comparativ, nu știu ce, Da. și tind spre acea comoditate și plăcere. Dar mai sunt cel care a depășit o anumită vârstă, începe să simte care este valoarea lucrurilor și frumusețea Da. lucrurilor, dar nu avea și vor. Deci înțelegerea se păstrează. Plus că mai sunt tradițiile acelea, cum este cu satul acela cu Ilova. Probabil sunt foarte multe sate în România care sunt așa, în care femeile respectă bărbatul. Se închină în fața lui și zic, domnule. Prin modalitatea asta. Deci, pentru că femeia are 80%, într-adevăr, bărbatul are primordialitate. Pentru că la 80 de divin, Divin, da. da. Dar problema la bărbat e că nu știe și nu îl manifestă. Da? Da. Și el, ca să poată să-l manifeste, trebuie să se confrunte cu greutăți în viață, pentru că e nevoit atunci să scoată calitățile acestea divine, ca să facă față la greutăți, ca să nu-l omoare. Deci Da. el, bărbatul, are nevoie întotdeauna să se confrunte cu viața, nu are nevoie să se uite. Deci în momentul în care se confruntă cu viața, atunci el va simți dragoste, se dezvoltă dragoste, ridică calitățile la divine și va simți dragoste și față de familie. Și dacă el nu se confruntă cu viața și este egoist, doar adună pentru el și este materialist, atunci el nu are dragoste. Pentru că calitățile divine nu se, ele se manifestă numai în confruntare. Când are în bătălia cu viața, cu greutățile vieții, atunci ele se dezvoltă. E, bărbatul nu are voie să fugă de ele. De aia noi desconsiderăm un bărbat care stă acasă, face cozonac și cornulețe, face curățenie. Pentru că el, de fapt, și-a negat natura lui. Da. Se opune naturii lui și în cauza decade și moare. Și natura zice, ce să fac cu tine? Că n-am ce să fac. Ai devenit feminin. Și te scot din planul fizic. Deci este o metodă Au de bărbații ucidere. ăștia vreo șansă, dacă, de exemplu, ascultă Nu. ce vorbim noi, au vreo șansă ei să se schimbe? Nu. Nu. Decât. Nu că nu înțeleg, pentru că ei o viață întreagă au căutat ușorul și plăcutul și nu mai ce să faci cu ei. Ei sunt aruncați Sau divin, poate le e frică scoate din. cumva, adică ar prefera să rămână în continuare la cozonaci decât le e frică de viață să se înfrunte cu ea. Da, pentru că asta a fost educația de la mamă, de la familia lor. Educația asta, au fost cocoloșiți. Nu li s-a dat libertate să lupte cu viața. Când de-aia Da. zic, lasă-l pe copil să se bată, îl bată alții, să vină bătut. Lasă că trebuie să piardă, să îl certe, să nu știu ce, că așa învață. Deci viața nu învață, că vine divinul din față. Viața ce înseamnă? Faptul că îl bate, vine divinul și corectează un orgoliu, ceva. Păi foarte bine. Și ce mai Da. departe? Tot ce este, cu tot riscul de pe lume. Deci există risc în chestia aceasta, trebuie să ai încredere în divin, plus că dacă în tine este echilibru, în mamă și în bunică, dacă există echilibru, atunci el nu poate să greșească. Ca să greșească, trebuie tu să fii critică și să împarți în bine și rău. Dar dacă vede la tine un continuu sacrificiu de sine, tu îl alimentezi cu energie și el nu poate să intre în asemenea situații critice. Nu îi se ajung în față. Dar când mama sau bunica are orgoliu, va fi lovit din față. Da, Deci nu da. e problemă cu copilul niciodată. E problemă doar cu mama și cu bunica. Cu femeile, Cu da. femeile, da. Bărbatul nu are cum să corecteze, că el cu 20% nu are ce să învețe. Da?
Dar în momentul în care el are energie, copilul primește energie de la mamă și bunică, atunci copilul ascultă de tată. Altfel nu ascultă de tată. Da. Totul vine o problemă de energie. Toată viața noastră ține de această energie care se obține prin sacrificiu de sine și prin înfrânare. Și noi nu știm. Asta e secretul. Nu se poate prelungi viața decât... Deci nu contează vitaminele, aminoacizii, dietele, nu asta contează, pentru că cantitatea cea mai mare de energie se obține prin jertfă, nu prin diete. Că dietele sunt în salturi. Deci trebuie acel tip de înfrânare care se reprezintă o regulă pe distanță mare, spre exemplu, intermittent fasting, adică să Da. mănânci la o anumită distanță cel puțin 20 de ore dintr-o masă și alta masă. Da? Și să fie puțin de calitate și câteva apropiat de nată. Și asta dă posibilitatea organismului, deci trebuie să facem tot posibil să nu-i dăm. Să nu-i dăm organismului, că dacă nu-i dai, atunci el trebuie să-și fabrice singur. Și când își fabrică, primul lucru pe care îl face, face curățenie. Începe să dea afară toate toxinele. El singur. Se mătură pe sine. De-aia este important. Dacă mâncăm de 3 ori pe zi, el nu are timp să facă. Nu are deloc. Îi lipsește total timpul de reparare. Și atunci se dereglează și celulele mor. Deci durata vieții este durata celulei. Și deci viața este mai lungă cu cât există această distanță de 20 de ore în care el poate să se repare. Nu mai vorbesc că dacă faci, spre exemplu, 3 zile, la 3 zile pornesc celulele stem să întinerească organele și să le schimbă. Deci din când în când, o dată pe lună, ar merita să faci și 3 zile de pauză. Da? Dar, în general, cel mai bun lucru este zi de zi, la o distanță de cel mult 20 de ore. Poți și la Da. 16 ore, poți și la 18, la 15. Dar să fie cât mai lungă perioada dintr-o masă și altă masă, ca să aibă timp să... Deci, nu e interesantă, nu e importantă masa. E importantă curățarea. Da? Iar masa trebuie să ajute curățarea. E să fie mătură. Atât. Să fie cât mai apropiată de natură, verde și nu știu ce, și fără gust. Când este fără gust, îți garantez că nu vrei să mai mănânci. Și atunci organismul este mereu atent la el și se auto-întinerește. Se autorepare continuu. Se prelungește viața cam cu 30 de ani. Pe sistemul acesta. După aceea urmează altă etapă, altă parte. Să nu judeci, să nu critici, să nu acuzi, nu știu ce chestie asta, să-L vezi pe Dumnezeu peste tot. Când îl vezi pe Dumnezeu peste tot, se deschide poarta cerului și îți vine o energie subtilă. Și vine o altă bucată de viață, știi? Se Da, pornește da. viața în alt mod, întărind sufletul. Pentru că în momentul în care sufletul este tocat de orgoliu, de ego, știi? Și e dus dincolo și trăiește de obicei la noi, la toată lumea, trăiește aproape de linia roșie. Și mai trece dincolo, mai primim o palmă, iar ne ridicăm. Ne redresează. Ne redresează. Da. Da. Deci, în mod normal, ar trebui să stăm într-o stare de sacrificiu continuu, cum face Divinul. Și dacă facem chestia asta, avem garantat, este exact situația în care au fost puși șobolani sau șoricei respectivi, Da, șobolani, cred da, că au. da. Deci au avut un regim hipocaloric. Deci sacrificiu continuu. Deci ei, o viață întreagă, nu au avut decât sacrificiu. Deci ei nu au avut bucuriile culinare ale celorlalți, acelorlalți grup de șoareci care au murit la termen. Ei au avut... Deci asta ce înseamnă? Viața să nu fie pusă pe primul plan. Este prima poruncă. Să nu pui viața pe primul plan. Că, deci să nu faci totul pentru plăcerea corpului. Să faci invers. Să faci totul pentru neplăcerea corpului. Da. Deci când face totul pentru neplăcere și nu-i bine, nu este bine corpului, atunci, adică gustului, de că de fapt e vorba de minte, atunci corpul se repară pe sine, că lipsește perioada de reparare. Și el are toate mecanismele acolo, își fabrică singur glucoza. Că era o manipulare a unei doamne care zicea, da, că ai nevoie de zahăr pentru creier. Și am zis, da, dar or, ficatul își produce zahăr, nu are nevoie. Că dacă îi dai carbohidrați, că zice carbohidrații sunt necesari pentru că eu am înțeles, dar când dai carbohidrați din față, îți ridică
Insulina, când ți-a ridicat-o, ți-o ridică mai mult decât ai nevoie, îți extrage zahărul din sânge și după aceea ești tot timpul într-o stare de foame și mereu vrei carbohidrați. Și n-ai făcut absolut nimica. Da? Deci distrugi organismul. Lasă că organismul știe să se descurce singur. Are toate mecanismele de reparare. Își fabrică singur. Și mai este și bariera encefalică. De bariera encefalică nu se trece, că noi dăm vitamine pentru creier, B6 și aiurea. Peste 80% dintre vitamine nu le poate recunoaște. Eu cred că mai 80% au zis ei. Eu cred că 100% nu e nimic, toate sunt eliminate. Pentru că ficatul nu recunoaște că lanțurile întregi. Adică tot ce e natură, are în baza lui de date natura, atât. Dar când vii cu ceva rupt, nu știe ce este și o depozitează în formă de toxină. Da? Și omul ia vitamine, dar de fapt se încarcă cu toxine. Da. N-a făcut nimic. Deci noi câștigăm viața nu când mâncăm. Mâncarea trebuie să fie doar o mătură, adică să susțină perioadele de reținere, de abținere, în care el se repară. Deci perioadele de reparare trebuie să fie mai mari decât și mai importante și ca durată decât perioada de mâncat, spre exemplu. Mâncatul trebuie să folosească, de fapt, curățarea organismului. De să ajute, de fapt, perioada de nemâncare. Să o ajute. Așa este. Deci, nu e scop. Mâncarea, plăcerea, gustul și mai departe nu au voie să fie scop. Trebuie doar să susțină perioada de curățare. Asta ne lipsește nouă. Pentru că sistemul nostru de alimentație, trebuie să înțelegem că este un sistem gândit pentru omorârea de populații. De 3 ori pe zi, supermarketurile, mașinile frumoase, casele, vilele, toate te omoară. Pentru că hipercivilizațiile nu au așa ceva. Hipercivilizațiile nu sunt interesați de o nouă cultură exterioară. Adică nu sunt interesați de bunăstare, de belșug, de stabilitate, siguranță și salvare. Nu sunt interesate. Ele au dezvoltat calitățile interioare, nu știu dacă mănâncă. Dar nu știu care este construcția, că se schimbă construcția corpului prin obicei. Aici ei, cercetătorii, numesc epigenetică. Adică cauzele lucrurilor nu sunt numai în genă, ci epigenetica, care înseamnă mediu, este cel care modifică gena. Adică în toate evenimentele, tot ce ni se întâmplă este important. Faptul că mergi pe jos, faptul că te spui cu apă, este important, pentru că modifică gena, o curăță. Că Da, este da. o problemă de energie subtilă. Când mergi pe jos și nu mergi cu mașina, tu de fapt primești o energie că sacrifici eu, distruge eu, ego. S-a dus ego în jos, vine divin. Noi putem să ne facem viața frumoasă și asta este singura soluție în noua ordine mondială în care trăim acum, să fim restrânși, ca să vină divinul și să ne dirigeze pașii, să ne apere, să ne ocrotească, că lipsa prezenței lui ne distruge. Că e ce fac, tot timpul plusează cu cât mai multă plăcere și stabilitate din față, îți dă venit un minim garantat, nu mai muncești niciunde, nu mai înveți, transformă totul în credite carbon, în puncte. Banii nu mai sunt necesari atunci când totul e punctat pe puncte. Și mereu te urmărește să respecti anumite reguli. Da? Și atunci, când se întâmplă lucrul acesta, apar constrângeri foarte mari din afară, pentru că omul, toate acestea sunt avantaje pentru ego. De fapt, e o întărire maximă a egoului. Deci, apocalipsa ce este? Este o întărire maximă a egoului care va chema din față forțele celui să te distrugă. Deci, ei ne duc în poziția în care, noi acceptând aceste lucruri, vom muri. Da. Vom muri pentru că avem ego-ul foarte mare și trebuie să vină neplăcerea. Și neplăcerea înseamnă o împunsătură, înseamnă faptul că nu-ți mai dă voie să mănânci, că vei consuma foarte repede creditele la carbon, punctele respective. Deci o mulțime de situații de genul acesta. Plus sentimentul că ești claustrat, că ești închis, trebuie să te duci peste drum. Erai liber înainte și acum trebuie să treci prin conturul acela să-ți vadă fața și cu gratiile respective. Deci e un Da, sentiment că da. ești într-un lagăr, ești închis. Și este o nebunie asta, din punct de vedere psihic. Iar faptul că nu mai muncești, te-a nenorocit, pentru că
Noi funcționăm prin dare de energie. Și trebuie să dăm energie ca să primim energie. Și când nu ai cui să dai, că toată lumea o să fie casnică, da? N-ai unde să te duci. Ba, că ăștia nu-ți mai dau voie să te duci în alt. Că îți poate pune criterii. Ai voie să te duci în afara lagărului tău 100 de 100 de ori pe an. Și ce faci? Dacă consumi ce 100, ce faci? Stai închis jumate de an acolo sau un an de zile, închis în lagăr, nu mai vezi nimic când ai voie? Și cui te plângi? Când ai unde cui să te plângi? Deci e ceva groaznic. Dar cred că oamenii nu pot să nu-și dau seama. Și de ce? Că ei întotdeauna au vrut plăcere. Deci, în prima parte, ei vor dori lucrurile astea. Că le convine să stea acasă, să muncească. Deja se muncește de Și acasă. siguranța, au vrut și Siguranță, siguranța. da. Pentru că și ei pulsează foarte mult pe siguranță, că veți fi, e mai sigur, că uite Da. așa, Da, și la fel când vine cumpusător, da? zice, uite că e viața sigură, pentru siguranța voastră. Da. De fapt, ei nu știu că ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă nesiguranță. Dumnezeu Da. te respinge în momentul în care vrei siguranță, te respinge, te aruncă în iad. Că Da. el, ce înseamnă nesiguranță? Mă las în mâna lui. Deci nesiguranța trebuie să fie mai mare. Da. Instabilitatea. Omul trebuie să caute instabilitate. Că el se dezvoltă în instabilitate și nesiguranță. El evoluează. Se Da. dezvoltă. Dar în stabilitate stagnează și moare. Deci le promite. Deci sunt genii ale. Genii ale răului. Știu precis cum gândesc oamenii, dar au fost construiți așa prin scripturi. Prin scripturi nu ni s-a spus că Dumnezeu este în siguranță. Nu trebuia spus direct pe față ce este divinul. Așa, asta însemna în mod normal o scriptură. Într-o scriptură trebuia să definești ce este diavolul și ce este Dumnezeu și îl vedeai. Noi nu-l vedem. Noi acționăm cu programele de bază animalice, fugi, apără-te, luptă, nu știu ce. Nu avem Da. nicio treabă cu divinul, nici nu interesează. Atât când ne este bine, nu ne interesează. Că asta a făcut el. Salvatorul ne-a dat binele, pentru că calitățile divine le-a pus la distanță. Nu a spus că trebuie să ne sacrificăm, să ne jertfim și nu ne convine lucrul ăsta. Deci cu Dumnezeu, le-a pus etichetă negativă lui Dumnezeu. Și noi fugim de el continuu. Și din cauza asta noi nu întâlnim niciodată cu el. Și atunci viața noastră este în pericol. Ne ocupăm numai de noi, de binele nostru propriu și atunci ne distanțăm de el, ne îndepărtăm. Și când ne îndepărtăm, vine cazurile pe noi și trăim o viață continuă de nefericire. Din cauza asta noi căutăm fericirea în afară, ca să se întărească eul ăsta, egoul ăsta, și în exterior nu te poate face fericit și tot timpul fii nefericit. Și sacrificat, ești un fel de sclav pe plantație la stăpânul lumii. Dar ei n-ar exista. Dacă nu există salvatorul, ei nu există, pentru că nu mai există reguli idealuri puse pe primul plan și atunci este numai Dumnezeu. Când este Dumnezeu, Dumnezeu nu mai este important să te preocupi de tine, e Dumnezeu. Te lași în mâna lui și când te lași în mâna lui, tu nu mai ești bun plătitor de taxe și impozite, că nu mai vrei să te îmbogățești. Nu mai îl vezi pe celălalt adversar, că dacă el este peste tot, în toate pozițiile, nu mai vezi adversar. Și s-a Da. terminat. Nu mai cu cine să, cum să lupți, nu te mai poate duce la război, s-a terminat cu stăpânii. Deci este esențial. Salvatorul este esențial. În momentul în care vom scăpa de Salvator, vom ieși din Matrix. Altfel nu. Așa e. Este simplu. Bun, cam asta vreau să spunem despre sărbătorile acestea, că sunt distrugătoare de suflet, ne ia viața. Fiecare benchetuială, Da. băutură, mici, sarmale și toate Îmbui, astea, îmbui mare. peste nevoie, că omul nu se Da. oprește. Peste nevoie este, da, scade energia și ne ia din viață. Ele sunt gândite special ca să ne ia din viață. Toate sărbătorile. Așa este. Dar nu am realizat atât de mulți ani, nu am înțelegi ce se întâmplă. Și uite, acum eu chiar înțeleg că sunt mulți care nu înțeleg în continuare ce se întâmplă. Da, ei așteaptă sărbătorile cu scopul ăsta de a mânca, de a sărbători, de a... Și vezi o chestie, se pierde energia pe băutură, pe nu știu ce distracția respectivă, Da. după care o perioadă de o lună de zile decad.
Adică ei nu mai pot să susțină activitățile și activitățile decad. Și apar necazuri. Necazurile, rostul necazurilor se încarce cu energie. Ei rezistă și luptă cu necazurile respective și trebuie după aceea să urce pe nivel superior să fie îngenunchiați. De fapt, îngenunchiați se încărcare cu energie. Divinul trebuie să te țină în viață și că asta vine cu necazul. Dar noi avem etichetă negativă pe ce ne salvează viața. E o nebunie. Și nu înțelegem că întotdeauna stăpânii la lumii au făcut tot posibilul ca să ne îndepărteze de divin. Asta a fost tema lor. Ce să facem ca să blocăm omul să nu ajungă să-și trăiască natura lui divină? Pentru că transformă tot pământul în rai. Și dacă este rai și dacă el trăiește ca o ființă divină, noi nu mai existăm. Da. Asta este. Și deci nu ne vor lăsa niciodată. Și trebuie să înțelegi că tot ce au gândit ei, absolut tot, școala, toate sistemele care sunt gândite, filme, totul e gândit ca să-ți ia viața. Nimic nu este ca să fie bine sufletului tău. Ci totul ca să, pentru diavol. Absolut totul. Deci omul singur vrea. Omul singur se duce la biserică, omul caută un bine pentru diavol, se roagă pentru diavol, face exerciții pentru diavol. Deci tot ce face omul face numai pentru diavol, pentru că nu-i convine să facă jertfă, pentru că jertfa îi produce durere. Da. Și el fuge de durere, el caută ușorul și plăcutul. Strălucire, tot ce e strălucitor și fericirile acestei lumi exterioare, asta le caută el. Și ei știu foarte bine că omul este înclinat spre viciu. Asta este natura lui. Și nu se poate să iasă. El iese numai prin suferință. Deci suferința este mântuitoare. Noi am pus suferinții o etichetă negativă, dar este singura șansă ca să ne salveze sufletul. La Dumnezeu sufletul e important, la om e corpul. Mă Și nici gândeam, ai corpul nu al văzut, lui. zic, ai văzut cum a construit Dumnezeu lumea asta, dar cum a construit și corpul nostru, că corpul nostru l-a făcut să reacționeze foarte ușor la atracțiile acestei lumi. Adică avem papile gustative, Da, avem... să fie înclinat, totul este construit, Da? Da. Într-o anumită etapă de evoluție a omului, plăcerea a fost bună, pentru că i-a făcut diferență între plantele otrăvitoare și plantele bune de mâncat. Și el a Da. încercat și a văzut că plăcerea este bună. Dar când, în momentul în care a făcut cantitate mare, a cultivat și a obținut cantitate, plăcerea a început să-i facă rău. Da. Pentru că el nu se poate opri. Deci, caracteristica esențială a omului este că nu se poate opri. Și el vrea să-și facă și resurse, stabilitate în viitor. Siguranță, să capete o siguranță în viitor și Da. face depozite. E ca și veverița care strânge de o viață întreagă. Deci, toată ziua ea strânge alunele, ascunde în pământ și uită unde le Da. pune. Și în cauza asta, ea, de fapt, este agentul care. Deci, copacul e împreună cu. Deci, alunul ăla este împreună cu veverița, că fără veveriță nu ajunge să se reproducă. Genial. Deci, totul se ajută în natură, totul se susține unul pe altul. Regnuri diferite se susțin. Se și iubesc. Că copacul acela ce făcea el fără veveriță? Ce frumos. Bun. Da. Mulțumim. Când mai Mulțumesc, Marius. e Să numai ai o bine. zi bună. La La fel, pa, pa. revedere. Please subscribe.